N-aș fi crezut că e așa complicat să faci o carte, interviu, dar am învățat multe cu ocazia asta de la domnul profesor și îi mulțumesc, mai am foarte multe de învățat. Și îi mulțumesc pentru răbdare și pentru generozitate. Autorii îi invită pe cititori să răspundă împreună la întrebări precum ce impact au gândurile și emoțiile negative asupra sănătății noastre, cum putem lua decizii dificile urmându-ne mintea sau inima, dar și cum să ne controlăm emoțiile și să ne vindecăm. Este rezultatul unei convorbiri care le-am avut la televiziune cu domnia sa, timp de aproape 11 ani, că deja suntem în 2023, Calea de vindecare, de fapt, este un termen polisemantic, cu o mulțime de, am spune, de sensuri, de înțelesuri. Vindecare înseamnă, sigur, poate la prima impresie aceea a vindecării unei boli, dar nu numai, prin vindecare putem să spunem, dezvoltare personală, calea binelui, calea fericirii, calea dezvoltării, calea înțelepciunii.